Așa, bună ziua tuturor, bine ați venit la o dezbatere publică organizată de către Radio Moldova Tineret. De obicei noi le organizăm dezbaterile în varianta live, adică ne vedem offline, acum nu suntem de pandemie, noi suntem nevoiți să le organizăm în stil online, dar credeți-mă că sunt la fel de productivi și mai ales pot întruni actori, participanți din diferite regiuni ale țării, nu doar din Chișinău, dar oferă oportunitate inclusiv și tinerilor care sunt din Cahul, din regiunea Buta-Găgăuzia, din Bălți și din celelalte regiuni ale țării, de a participa la astfel de evenimente. Talk show de astăzi, noi am hotărât să vorbim despre reforma sistemului de învățământ superior din Republica Moldova. Este, de fapt, contextul este, bun, sunt trei aspecte de bază care face ca să existe o astfel de dezbatere. Și în primul rând a fost oferit de către Banca Mondială un credit Republicii Moldova în sumă de 39,4 milioane de euro pentru realizarea unei reforme de învățământ. Doi la mână, deja este perioada de admitere la universități și în același timp, anul ăsta, în timp de pandemie, deja cunoașteți că a fost anulat examenul de BAC, inclusiv și restanțierii au primit diplome de BAC, ceea ce poate influența ulterior sistemul de învățământ superior din Republica Moldova. Dacă tot v-am descris cine suntem noi, eu sunt Alexandru Ghețan, prezentator Radio Moldova Tineret și împreună cu Alina Bacalov, noi îți prezentăm emisiunea de astăzi. Cineva dintre noi doi o să vă ofere întrebări și răspunsuri, dar discuția tematică este asta. Dezbaterea este organizată de RMT, cum spunem, împreună cu Fundația Friedrich Ebert Moldova, e un proiect foarte lung și asta face parte din ciclul întreg de dezbatere. Mai întâi vrem să vă salutăm pe toți participanții, suntem reprezentanți de la universități, încă așteptăm de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. De asemenea, suntem tineri care studiază atât în Republica Moldova cât și peste hotare și suntem practic și organizații non-guvernamentale, inclusiv de la CNTM. Bun, astea fiind spuse, haideți să vă spun care sunt direcțiile prioritare de discuții. Mai întâi o să avem nevoie de prezentarea unui cadru general universităților din Republica Moldova, pentru că ele numărul este descendent. După care o să discutăm care sunt cele mai importante provocări la adresa sistemului educațional superior de Republica Moldova, care sunt metodele de intervenție și unde ar trebui să intervină, dacă este cazul să intervină în general, și o să discutăm despre problema calității studiilor. Mai întâi eu am să-l rog pe domnul Romeo Turcanu să ne fac un cadru general, să ne prezinte un cadru general despre sistemul universitar de Republica Moldova, câte universități avem, cum este trendul studenților, cum este trendul universităților, sunt în creștere, în scădere, pentru ca să avem o imagine generală, să știm despre ce vorbim. Domnul Romeo, vă rog. Mulțumesc și bună dimineața tuturor. Nu știu dacă eu sunt cel mai indicat ca să prezint situația actuală la moment în Republica Moldova. Dar eu o să mă bazez... Da. Am înțeles, da. Deci în studiul respectiv care l-am făcut împreună cu colegul meu Sergiu Lipcean, am încercat să venim cu niște analize a riscurilor care există în sistemul învățământ superior și comparându-le cu cele care au existat și există sau expuse în proiectul Băncii Mondiale de Investiții pentru Învățământul Superior de Republica Moldova. La moment, din câte cunosc, sunt 18 sau 19 studii, deci universități în Republica Moldova publice, dar nu vorbim de cele private. În studiul nostru noi am demonstrat că chiar și fiind având niște tendințe optimiste, să zicem așa, în calculele noastre, numărul studenților scade foarte brusc. Până în 2030, deci numărul lor va ajunge între 15.000 și 16.000 per total. Deci asta este o tendință, zicem, negativă. O altă tendință care noi am intenționat-o și care este expusă în raportul Băncii Mondiale este că, adică nu raportul, dar în proiectul Băncii Mondiale de Investiții, asumarea din partea Ministerului Învățământului
și a guvernului a unui proces de restructurizare și modernizare și optimizare a învățământului superior. Deci asta este o altă problemă, deoarece, sau n-aș zice o problemă, dar provocare pe care eu cred că trebuie să o înțelegem că există. Banii publici, banii contribuabililor, plătitori de impozite, trebuie să fie folosite eficient și cu un randament maxim. Când nu avem studenți, când numărul lor descrește, evident și aici suferă atât studenții cât și întreg sistemul învățământ superior. Deci este nevoie de un mecanism de modernizare a întregului sistem. Noi am intenționat în raportul nostru, în nota noastră analitică, niște momente esențiale. Este important pentru discuția de astăzi. Noi trebuie să înțelegem că există aceste probleme. Dacă noi nu o să le spunem lucrurilor pe nume, atunci noi pur și simplu o să vorbim unul cu altul fără ca să ne auzim. Deci, în primul rând, este vorba de necesitatea de modernizare, optimizare, restructurizare a sistemului, deci învățământ superior. Nu este vorba numai de universități, pentru că universitățile singure nu o să facă față cerințelor și provocărilor pe care le au. Deci este nevoie o abordare sistemică la nivel de sector. Și aici vorbim atât de autonomie universitară, care include autonomie academică, autonomie financiară, autonomie organizațională și autonomie cadrelor. Pe parcurs, dacă o să apară ceva discuții pe marginea acestor patru tipuri de autonomie, eu o să mă expun, dar acestea, modernizări, restructurizări și optimizări sunt necesare la nivel de sistem, iarăși repet. Nu este destul ca universitățile singure să facă față și să încerce să facă modificări și să se optimizeze, să se restructurizeze dacă nu va fi o abordare pe sistem. Noi am propus, în ultimii 9 ani am coordonat două proiecte mari europene, unul structural și unul național în Republica Moldova, în valoare de 2.600.000 de euro. Primul structural a fost anume de modernizarea sau structural a fost pe problema autonomiei universitare. Acolo noi am propus primele încercări de optimizare a sistemului până la 6 universități. În nota analitică noi am propus chiar 4 universități, dar astea sunt numai propuneri pentru că aici pot fi și calcul. În proiectul Băncii Mondiale, Ministerul Educației propune 9 universități. Deci aici, știți, aceste cifre sunt bazate pe analize așa generale, nu amănunte, fără intra în detalii. Deci este nevoie de un studiu foarte amănunțit, un studiu, noi pur și simplu am propus în proiectul respectiv, o metodologie care poate fi urmată. Dar asta nu înseamnă că poți fi 4, 6 sau 9, pur și simplu trebuie să fie indicat faptul că abordarea trebuie să fie sistemică, trebuie să fie optimizat cheltuielile publice și ridicată eficiența sistemului, învățământ superior și calitatea lui. Bun, domnul Romeo, mulțumim mult. În principiu, așa cum spuneați dumneavoastră, studiul, adică o să fie bazat pe 3 indicatori de bază: restructurare, optimizare și reformare pe ansamblu. Eu propun ca discuția de astăzi noi să începem chiar de la elementul calitatea studiilor, pentru ca să avem niște piste de lansare, pentru ca să implicăm din start tinerii, să vedem care este opinia lor, pentru că experiența trecută demonstrează că pot fi influențate opiniile post-factum. Bun, eu vreau să întreb dintre tinerii care acum sunt aici. Cine dintre voi și-a făcut studiile atât la noi, cât și peste hotare, ca să putem face un criteriu de comparație? Ruxandra, tu ai făcut studii și la noi și peste hotare? Conectează-te, rog, microfonul. Așa, este perfect. Eu vreau să te întreb despre calitatea studiilor comparativ, pentru că tu ai putea să faci cel puțin pentru tine, tu ai o analiză. Da, exact. Inițial mi-am făcut studiile în Olanda, în orașul Groningen, la psihologie și, din motive personale, trebuie să revin în Republica Moldova.
Am decis să nu pierd un an degeaba sau mai mulți ani și m-am înrolat tot la psihologie la Universitatea de Stat din Republica Moldova, tot anul 1, pentru ca să relaționez mai bine cu colegii. Ca o analiză comparativă pot spun că anume implicarea profesorului este mult mai bună în Republica Moldova. Sistemul anume de evaluare a cunoștințelor este unul foarte bun în Republica Moldova pentru că sunt prezente atestările, două la număr, pe când în Olanda, de exemplu, tu pur și simplu înveți de sine stătător mult, 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 mult și mergi la examen. Nu știi dacă înveți bine, modul în care înveți e unul funcțional sau nu. Alt punct, cred că care m-a ajutat foarte mult să mă organizez ca student în Olanda a fost un student portal unde, adică acolo sunt diferite notițe când are loc următoarea lecție mâine. Ce note ai primit? Nu doar ca Republica Moldova este un site unde pur și simplu te identifici cu numărul tău de identitate și spune la sfârșit toate notele pe care le ai. Adică acolo cumva m-a ajutat mai mult chestia asta și o recomand și Republica Moldova să fie modernizat, să apară o astfel de platformă online. Este un fel de digitalizare a studiilor. Da, exact. Ok, eu mulțumesc, Ruxandra. Vreau să vă întreb, domnul, este domnul Bilosteșnic, este domnul Viorel Bostan. Vreau să vă întreb dacă există platforme Moodle și câte serie de funcționale. Domnul Viorel, dumneavoastră ne auziți? Da, vă aud foarte bine. Sper că cum și eu auzit. Romeo, bună ziua și stimați participanți. Da, există astfel de platforme, iarăși depinde de fiecare universitate. Noi o dezvoltăm, trebuie să reușim și din constrângerile financiare pe care noi le avem, fiindcă astfel de sisteme, de exemplu, bazate pe Blackboard sau Canva, sunt de multe ori foarte costisitoare. Noi dezvoltăm platformele noastre interne, folosim surse deschise, open source, cum ar fi, de exemplu, Moodle sau același Canva și îl dezvoltăm pe interior la noi. Adăugăm tot mai multe funcționalități și, într-adevăr, astfel de platforme permit o conexiune mai bună între profesori-studenți, facilitează și învățarea studenților, mai ales acum în criză pandemică suntem forțați, practic, să ne întoarcem spre diverse aplicații digitale, astfel încât să păstrăm calitatea învățământului superior. A modificat cumva perioada de pandemie, inclusiv procesul de direcționare spre digitalizarea studiilor? Sigur, sigur. Multe chestii noi le-am făcut deja de vreo 3 ani, am pornit, dăm la toți studenții e-mail-uri corporative, avem platforme de stocare pentru studenții noștri, acces la diverse aplicații. Vreau să vă spun că în ultimele două luni, vorbesc de aprilie mai de studii, a crescut utilizarea serviciilor informaționale din cadrul Universității Tehnice de 3 ori. Deci doar la nivel de e-mail, în ultimele 3 luni au fost transmise 1.800.000 de e-mail-uri între colaboratori pe platforma internă. Ceea ce este un indicator că ea este utilizată, este folosită, este utilă și ne-a ajutat foarte mult la acea trecere rapidă în luna martie de la învățământ tradițional la învățământ online. Și urmează în continuare să folosim aceste platforme. Și într-adevăr mă conving de vorba aia, orice criză te face să folosești noi oportunități și cei puternici în criză cresc. Mulțumim mult, a fost domnul Viorel Bostan de la UTM. Cred că mai este cineva care își face studii pe sfătare și a reușit să facă un criteriu de comparație. Adrian Roșca, Adrian, tu ești cu noi? Dacă mă auzi? Adrian, uite, tu ți-ai făcut studiile atât în Republica Moldova, cât acum îți faci un masterat la fel pe sfătare. Vreau să te întreb inclusiv din punct de vedere a calității studiilor, dar și domeniul de cercetare, dacă există o diferență între abordarea vest europeană și cea care există în Republica Moldova. Bine, diferențele sunt foarte și foarte multe. În primul rând, vest europene sunt foarte teoretice în orice abordare, indiferent că e domeniul real sau uman. În vedere că m-am reprofilat din istorie în relații internaționale, pot spune că, în mare parte, aici este o rigurozitate academică, ce din păcate nu prea pot spune că este în Republica Moldova.
Se luptă foarte serios contra plagiatului, adică dacă te prind că ai copiat, fără multe discuții, ești dat pe mâna comisiei și ești exonerat plagiat la fost, fie ești nevoit să-ți cauți la anul altă universitate. Doi, nu este acest nivel de empatie clasic Republicii Moldova, gen hai că este student bun și a dat interesul, care e de nota 7, dat încurajare până în 9 sau în 10. Asta este exclus. Ei de obicei îți citesc lucrarea, adică, bine, ți-ai dat interesul, după standardele noastre este de 5.5 note de trecere, dar eu cred că cu mai mult, așa că spun acum un 5 și zic succes, peste 2 luni vreau să vă dau lucrare. 2 luni asta în termen foarte extins, de ce îți dau 2 săptămâni, sunt cazul în care dau și 3 zile. Pe lângă aceasta pot spune că se observă diferența de abordare, gen olandezii au și-au făcut din sistemul lor educațional o sursă de venit constantă. De exemplu, orașul în care acum studiez Groningen, dacă în anul 2007 aveau 100.000 de locuitori, în prezent autorită studenților are peste 200.000 și practic toată provincia și tot orașul se ține pe studenți. În Republica Moldova nu prea știu să fie mare rând la USM, ASEM sau LIM cu studenții peste hotare. Bun, facem abstracție de USMT cu studenții din Orientul Apropiat. Și plus la toate, în sistemul educațional olandez, făcând abstracție de politică corectă și anumite abordări, tot studentul este pus mai mult să muncească și să înțeleagă că el e responsabil de rezultatele sale și nu profesorii. De-aia rămân la ideea că modelul olandez ar fi bine de implementat și în Republica Moldova. Adică prea multă empatie, cum e în cazul nostru, strică. Bun, mulțumim mult, Adrian Roșca. Vreau să întreb pe rectorul Academiei de Studii Economice de Republica Moldova, domnul Grigorie Bilostejnic, despre lupta antiplagiat, vreau să vă întreb, în primul rând. Mecanismii de lupta antiplagiat. Vă mulțumesc foarte mult, desigur că mă voi referi un pic și la analiza antiplagiat. Mă bucur foarte mult că lui Adrian îi reușește ceea ce face acolo unde acum continuă studiile la masterat, dar trebuie să înțeleagă faptul că face ceea ce face bine, bazându-se pe ceea ce a făcut aici în Republica Moldova, cred eu, obținând studii care au permis să-și continuă studiile în afară Republicii Moldova. Eu vreau să mă refer mai pe început la întregul document despre care a fost abordat inițial. Sunt la a doua discuție pe aceste subiecte, dar vă îndemn să nu-l considerăm ca fiind un document oficial lansat pentru discuții, dar ca o opinie a doi experți personală care merită a fi luată în considerare și să fie discutat despre aceasta. Da, și în Republica Moldova de mai multă vreme dezvoltăm învățământul la distanță, platforma Moodle noi în ASEM o dezvoltăm din anul 2005 încoace, avem deja 15 ani, doar dacă până în prezent era folosit așa mai mult un pic pasiv, atunci această pandemie ne-a impus să facem niște pași enormi și întregul colectiv de profesori ai ASEM, dar și studenți, au fost nevoiți și cu mult succes s-au descurcat cu folosirea acestei platforme Moodle pentru finalizarea anului universitar în întregime și finalizarea cu susținerea tezelor de licență și master. Și sunt absolut convins că în perioada care urmează, în situația în care vom scăpa de această pandemie, vom folosi mult mai intensiv elemente de învățământ la distanță, online, combinându-l cu învățământul tradițional. Eu personal rămân adeptul învățământului față în față, tradițional, pe cel la distanță, considerându-l ca unul complementar, care oferă posibilități suplimentare și efecte sau rezultate foarte bune, fiind îmbinat cu învățământul tradițional. Dar este opinia mea personală. Ce ține de analiza antiplagiat. Probabil că noi am fost prima universitate vreo 10 ani în urmă când am început să dezvoltăm acest sistem propriu antiplagiat în Republica Moldova și deja avem 10.000 de teze de licență și masterat care sunt stocate în repozitorul ASEM-ului și admiterea oricărei teze de licență și masterat la susținere este imposibilă în ASEM fără o analiză preventivă antiplagiat. Având un regulament propriu intern referitor la modul de organizare a acestei analize antiplagiat și toți studenții cunosc deja foarte bine că în mod obligatoriu vor parcurge această etapă și sunt convins că calitatea tezelor de licență și master în ultimul timp a crescut considerabil, luând în considerare acest fapt. În prezent se lucrează activ asupra unor platforme de analiză antiplagiat un pic mai performante, mai extinse, cu acces la informații și din afara universității propriu-zis,
pentru diplomele de doctor, pentru tezele de doctorat și care ne vor fi și ele, sunt convins, de folos pentru a extinde analiza antiplagiată și pentru nivelul de licență și masterat. Problema reducerii numărului de studenți este una nu doar pentru universitățile noastre, este o problemă pentru Republica Moldova în întregime. Ori întreaga țară va trebui să perceapă consecințele acestei reduceri masive a numărului de studenți și a numărului populației Republicii Moldova. Iată, s-a vorbit despre elemente de calitate, responsabilitate a studenților noștri. Eu nu îmi pun întrebarea de ce studenții noștri, foștii noștri studenți la ciclul de licență care merg în afara Republicii Moldova sau continuă studiile la masterat, de ce sunt mult mai responsabili acolo și uneori mai puțin responsabili aici, acasă, în Republica Moldova. Chiar dacă vreau să vă zic că noi am făcut un progres considerabil, mă refer la întregul sistem de învățământ din țară, în domeniul educației și învățământului superior. Poate acolo, la alte universități din afară Republicii Moldova, într-o măsură mai mare, studenții sunt responsabili personal de ceea ce fac, și o atenție mult mai mare se acordă lucrului individual în comparație cu ceea ce facem noi. Noi am preluat sistemul sovietic ca structură procesului de studii, cu 34 de ore în săptămână, reducere cu foarte multă, cu multe probleme până la un număr mai mic de ore săptămânal. Studenții din universitățile europene uneori au 10-12 ore în săptămână de contact direct cu profesorul față în față. Iar cea mai mare atenție se acordă lucrului individual al studentului, îmbinat cu mult mai multă responsabilitate. Domnul Beosteșnic, atunci care ar fi soluția în cazul nostru, a Republicii Moldova? Iarăși doar motivare personală, ca tinerii să așteptăm ei singuri să fie motivați să-și dorească să dezvolte domenii abilităților de cercetare și de studiere individuală? Bine, eu cred că motivarea personală rămâne și în continuare a fi un factor care poate să genereze efecte pozitive. Rămâne a fi un factor așa. Dar trebuie să facem învățământul superior din Republica Moldova mult mai atractiv, în primul rând. Atractiv prin investiții și motivare nu doar a studenților, motivare și a celor care își dezvoltă o carieră în învățământul superior în calitate de profesori sau alte categorii de angajați. În doi, cea mai mare motivare poate fi încrederea studenților noștri în faptul că după absolvire vor rămâne aici în Republica Moldova și nu au de gând să plece peste cotarele țării. Încredere în faptul că vor putea dezvolta o carieră profesională de succes, fiind bine remunerați aici în Republica Moldova și nu să se gândească doar la plecarea în afara țării. Se referă acest lucru la ambele categorii de participanți la acest proces de predare învățare, atât profesorii cât și studenții. Ori vă încredințez că cea mai mare parte a lor își văd viitorul în afara Republicii Moldova, nefiind un pic informați corect și considerând că diplomele noastre nu sunt recunoscute undeva în lume, încearcă să plece din start acolo, intenționând să rămână tot acolo și după finalizarea studiilor. Dar vă zic, noi trebuie să investim, să schimbăm un pic imaginea percepută și reputația universităților noastre, să facem mai motivați profesorii, studenții și la general să facem schimbări în Republica Moldova, ori universitățile noastre trebuie să fie privite în contextul țării Republica Moldova cu tot ceea ce are. Dar ce ține de numărul de studenți în universități, noi ce ne propunem să avem universități cu un număr de studenți identic cu cel universități din China, Statele Unite, Rusia sau alte state europene? Nu, desigur că. Republica Moldova este o țară mică, dar care rămâne a fi atractivă și pentru studenți internaționali. Și noi acum depunem eforturi foarte mari pentru a înlocui plecarea masivă a absolvenților noștri de licei cu atragerea la studii a studenților străini. Și dacă Universitatea de Medicină are un succes foarte mare la acest capitol, atunci vreau să vă informez că și noi am început să depunem eforturi foarte mari și deja avem succese. Astăzi, în ASEM, își fac studii tineri din 12 state ale lumii în număr de 168 de studenți. Deocamdată, numărul lor va crește foarte mult în anii care urmează. Vă mulțumesc mult, domnul Grigore Belsteșin, rectorul Academiei de Studii Economice din Republica Moldova. Adrian, știu că aveai o replică, am să te rog, și după care domnul Romeo Țurcanu, la fel, aveți o replică. Eu vă reamintesc că dacă aveți anumite replici sau comentarii sau întrebări sus sau jos, de fapt, aveți opțiunea de reacție. Am să vă rog să reacționați și să-mi dați semn pentru ca să înțeleg cine și are reacție ca să putem să discutăm la subiect. Adrian, te rog. Bine, legat de ce, domnul Belosteșnic,
din ce am făcut eu și opțiune în Olanda, 10 ore de interacțiune între student și profesor, asta încă e foarte mult. De acord. De obicei, regula este de 3 ore pe săptămână. Dar nu 30, nu 30, Adrian. Nu, doar 3 ore. Când să mai lucrezi individual, având 30 de ore în săptămână? Nici cum. Nici cum, de acord. Deci a spus despre studenții din Republica Moldova că vor să facă studii peste votare. Bine, noi vrem să facem studii peste votare pentru că chiar dacă ai diplome de la USM, ULIM, ASEM sau USMF, dar încerci să te angajezi eventual la Rotterdam sau în alt oraș este european, ei oricum îi vor căuta pe cineva din universitățile din vest, nu din Republica Moldova. Și de obicei tinerii din Republica Moldova care fac studii peste votare nu atât vor să se întoarcă în Republica Moldova, nu din cauza calității sau necalității sistemului educațional, cât a problemelor sistemice din Republica Moldova. Sunt niște probleme de sistem care de obicei creează o anumită reticență celor tineri să se întoarcă acasă. Să aduc un exemplu, mi-a spus un prieten că un cunoscut de-a său care a lucrat în Statele Unite 10 ani, s-a întors în Republica Moldova, a încercat să implementeze o afacere în agricultură și au început controlele. 1, 2, 3, 4, 5. Mită, mită și iar mită. La care el zicea într-un moment că mai bine vedeam mai departe fast food în America și trăiam liniștit decât să mă întorc acasă și să fiu patriot și să trebuiască să dau la fiecare birocrat câte un 500 de 1000 de lei ca să mă las să muncesc. Mulțumesc, Mulțumesc. Haideți să revenim la subiectul nostru. Domnul Romeo Turcanu, vă rog un comentariu, după care Dimitri Popa, din cât cunosc, face și teză de doctorat. Eu am să te rog să comentez calitatea cercetării. Asta ne interesează. A studiilor făcute în Republica Moldova. Vă rog, domnul Romeo Turcanu. Da, vreau să fac o mică, nu replică, dar scurt în istorie, referitor la calitatea studiilor. Recent noi am finalizat un alt proiect european, național, la care au participat 6 universități din Republica Moldova, printre care și ASEM-ul, UTM-ul, doamna Cernieschi, văd că este medicina, la care scopul care a fost anume restructurizarea și implementarea metodelor noi de predare, învățare la aceste 6 universități la nivel de licență. Deci au fost, practic, reformate din talpă, la fiecare universitate abordarea a fost diferită. O extremă a fost UTM-ul care a implementat un program nou complet, un altă extremă a fost un pilot mic la nivel de semestru la Universitatea de Medicină și restul universităților a fost undeva între aceste extreme, dar în schimb au fost antrenați aproape 500 de număr de personal, staff la aceste universități antrenat în metode noi de predare învățate pe problemă. Studenți au fost aproape vreo 30 ceva mobilități au fost la toate universitățile în Uniunea Europeană. Nu știu dacă din studenții respectivi care sunt aici prezenți au participat la acest proiect, dacă cineva se ridice mâna. Deci, pe parcurs calitatea și noi am observat în parcursul acestor 4 ani, totuși s-a ridicat calitatea procesul de învățământ, noi am observat, deci și profesorii și la nivel de studenți. Păcat că nu sunt printre noi astăzi acești studenți aici. Referitor ce a spus și un moment pe care noi l-am abordat în acest proiect este implementarea așa numitului self-directed learning, adică învățare direcționată din punct de vedere a obiectivelor personale. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că deci, sunt anumite ore în timpul universității sau în timpul lecțiilor cât profesorii pot să dea cunoștințe. Dar studentul este acela care trebuie singur să înțeleagă ce vrea, cum vrea, unde vrea să aprofundeze și anume acolo să-și pune timpul respectiv și să învețe. De aceea, în țările de apus, cum a menționat și Ruxandra, într-adevăr, cunoștințele nu sunt evaluate pentru că pentru numai evaluarea cunoștințelor primești nota cea mai mică. Deci, pe lângă cunoștință, mai sunt și abilități și skills and abilities, da? Cum s-ar spune. Deci, pentru că aici se evaluarea cea mai mare e acolo, nu a cunoștințelor.
De ce? Când faci self-directed learning, ceea ce am propus noi în proiectul ăsta PBL și pe care universitățile, 6 universități le-au implementat, deci se vede totuși, nu știu, poate domnii rectori și cine a participat o să, o să expună, dar într-adevăr se vede, efectul se vede destul de bine. Adică este un moment care calitatea studiilor și calitatea procesului de studii se ridică. Mulțumesc mult, domnul Romeo Tristan, profesor la Universitatea Aalborg din Danemarca. Vă rog o replică, domnul Beoseșnic, rector Asim. Eu am vrut să-i comunic lui Romeo Roșca că astăzi am avut ocazia să mânăm diplomele de absolvire primei grupe de studenți din ASEM care și-au făcut studiile integral pe parcursul a 3 ani în baza acestei metode sau tehnologie educaționale bazată pe PBL, Problem Based Learning, și cu adevărat este o alternativă care a demonstrat că merită a fi luată în considerare și implementată. Mulțumesc mult, domnul Belosceșnic, rectorul ASEM. Dimitri Popa, cum te anunțam, tu fiind asistent universitar și în același timp știu că trebuie să susții teza de doctorat, vreau să întreb cum decurge procesul, după care eu vreau să veniți inclusiv de la Universitatea Agrară de Republica Moldova, știu că este domnul director al școlii doctorale, domnul Valerian Balan, vreau să veniți cu reacții, care este până la urmă ideea de școală doctorală universitară, domnul Bostan și la dumneavoastră mă refer și de la Universitatea de Medicină și Farmaceutică, la fel, Dumitru Chirol. Alex, mersi mult! Bună ziua tuturor! Sunt onorat să fiu prezent în această dezbatere. Deci, ca să fac o introducere mai bună în ceea ce vreau să spun este că, la fel cum au avut intervenția atât Adrian cât și Roxanda, am și eu studiile făcute la peste hotare, la Moscova. Știu foarte bine care este diferența dintre studiile la noi din țară și cele de peste hotare. Pot să vă spun cu certitudine că studiile din Republica Moldova în ultimii ani este într-o creștere activă, lucru care mă bucură foarte mult. De aceea am acceptat practic să vin la universitate în calitate de student universitar pentru a mă împărtăși cu experiența pe care o posed în urma studiilor și de peste hotare. Într-adevăr, cum spunea Alexandru, sunt doctorant, îmi propun practic să fie cât mai rapid susținerea tezei de doctor. Aceasta însă, cu părere de rău practic, vorbesc din experiența și strict la persoana mea, decurge un pic mai greu pentru că sunt implicat în procesul activ, adică lucrez 8 ore pe zi, respectiv rămâne puțin timp pentru cercetare, dar ținând cont chiar și de acest timp caut să-l implic la maxim în teza mea și sper să fie în scurt timp, planific să fie până la sfârșitul anului, dacă nu îmi reușești până la sfârșitul anului, anul următor va fi cel care... Dumitru, eu vreau să te întreb despre școala doctorală pe ansamblu, adică da. Ce ți se oferă? Într-adevăr, simți că este un alt nivel de cercetare și uite prin asta tu devii un specialist în domeniu? Sau este până la urmă o continuare, doar o continuare logică a ceea ce a fost la masterat și doar atât? Bine, eu pot să vă spun următoarele. Deci eu când am intrat la doctorat, asta a fost în 2014. În 2015 am plecat la Moscova, am făcut studiile de master la Școala Superioară de Economie din Moscova până în 2017, după care m-am întors. Deci 2014-2015, cât am continuat studiile de doctorat, ele într-o oarecare măsură îmi păreau ca să fie o prelungire a cunoștințelor în domeniu. Pentru că am făcut licența, masteratul, doctoratul la aceeași specialitate, la aceeași facultate. În 2017, când m-am întors, am fost surprins să găsesc o altă abordare, mult mai perfecționată în domeniul cercetării, ceea ce mi-a dat un nou suflu pentru a continua cercetarea în care m-am implicat în 2014. Bun, mulțumesc mult, Dumitru Popa, asistent universitar la USM. Domnul Valerian Balan, după care domnul Viorel Bostan, vreau să vă întreb la capitolul școli doctorale. Ce avem noi? Care este nivelul de cercetare? Pentru că, iarăși, același studiu despre care spunea și domnul Belosteșnic realizat anterior, demonstrează că nivelul de cercetare la noi, în Republica Moldova,
este undeva la nivel mediu cu universitățile din România. Deci eu vreau să vă întreb unde noi suntem la capitolul ăsta. Domnul Valerian Balan de la Universitatea Agrară din Republica Moldova, vă rog. Bună ziua, stimați colegi! Deci Universitatea Agrară de Stat de Moldova este în parteneriat cu toate institutele de cercetări în domeniul agriculturii. La ora actuală noi avem în jurul de 100 de doctoranți și în fiecare an noi obținem granturi doctorale în funcție de granturile care se prezintă la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Obținem în fiecare an în jurul la 25-30 de granturi și aceste 25-30 de granturi se referă la toate instituțiile din învățământul agricol. La ora actuală avem doctoranți la zi și cu frecvență redusă. Toți doctoranții își fac studiile direct în câmpurile experimentale. Noi nu putem în agricultură să facem teza de doctor numai prin calculator sau alte momente. Avem un deficit foarte mare în direcția câmpurilor experimentale. Fiecare doctorant, împreună cu conducătorul său, este nevoit să caute obiectele de studii în gospodăriile agricole, unde se fac studiile în acest domeniu. Domnule Valerian, vreau să vă întreb, dar la nivel de cercetare, care sunt direcțiile? Adică înțelegem că este partea experimentală, este de bază în situația dată, pentru că merg în teren. Dar ce cercetează anume? Care sunt rezultatele cercetării date? Deci, noi în școala doctorală, practic, avem 27 de specialități. Și dacă ne referim la pomicultură, apoi dezbaterele în domeniul cercetării au loc în gospodăriile cele mai performante în domeniu, dar dacă ne referim la zootehnie, medicină veterinară, apoi la fermele cele mai performante din domeniu. Și astfel, în fiecare domeniu, avem loturi experimentale care unde doctoranții își fac studiile. În afară de aceasta, în câmp, în universitate și institutele de cercetări în domeniul agriculturii, sunt laboratoare specializate într-un domeniu sau altul. Spre exemplu, la ora actuală, în Universitatea Agrară de Stat din Moldova, se mobilizează și se dotează trei laboratoare în domeniul pomiculturii, horticulturii, agronomie și ingineriei din contul proiectului Livada Moldova, unde s-a alocat 3 milioane de euro. Astfel, tot timpul perfecționăm baza materială pentru cercetarea doctoranților. Mulțumesc mult, a fost domnul Valerian Balan, directorul școlii doctorale de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, cu o reacție acum domnul Viorel Bostan de la UTM, după care o să mergem spre reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, doamna Nadejda Avileșcu. Vă rog. Deci cu școlile doctorale este o problemă foarte mare și noi am atras atenția Ministerului Educației și sper că vor fi făcute schimbările necesare, fiindcă din 2015 cu noul cod de educație s-au schimbat și regulamentele școlilor doctorale și în prezent e o situație anapoda când inițial se anunță concursul de granturi, trebuie să găsești un student doritor să meargă la școala doctorală, să-i formulezi tema, să face concurs pe acele granturi, trece jumătate de an, după care faci admiterea în școala doctorală, după care te trezești că nu ai nici student, fiindcă grantul ai câștigat, tematica a fost stabilită, iar studentul între timp a hotărât să nu meargă la doctorat. E o problemă enormă, ar trebui schimbat această modalitate, fiindcă în prezent, eu dădeam o comparație, se aseamănă cu punerea căruții în fața boilor. Trebuie deschimbat această modalitate. Doi,
e o problemă enormă pe partea de cum motivăm tinerii să meargă la doctorat. Pentru că îi întreabă ce am eu din asta. Sigur că mai sunt și cazuri în care omul chiar e dornic să facă cercetare și noi practic ne ținem cu dinții de el. Dar de cele mai multe ori întrebările absolvenților masteratelor sunt bine. Merg la școala doctorală, da, îmi spuneți că am stofă de cercetător, dar ce am eu din asta? Și aici e o problemă mare. De fapt, ea se referă în genere la calitate, atunci când facem studii comparative. Ne comparăm cu alte țări, cu Danemarca, cu Uniunea Europeană în general, cu România în particular. Să nu uităm să facem în paralel comparație și cu finanțarea învățământului, că asta e cea mai mare problemă. Problema cea mai mare este că învățământul superior, în particular, este subfinanțat drastic. Putem vorbi despre comasare de universități, putem cere multe, dar atâta timp cât nu schimbăm radical finanțarea învățământului superior și apoi să cerem, nu vom avea rezultate. Ne uităm la calitatea cercetării. Da, deci că un cercetător în România are 5 articole în fiecare an în bază de date internaționale. Dar de ce nu comparăm și salariul acelui cercetător de acolo? Fiindcă salariile în prezent este o discrepanță extrem de mare. Un salariu de începător, de un asistent sau un doctorand în Republica Moldova e la 100-200 de euro. Pe cine o să-ți vină ție la 100-200 de euro când în companiile private salariul de începător, de exemplu, în inginerie și în special în IT, este de 500 de euro? Cine o să-ți vină la acest salariu și care ar fi motivele unui tânăr să-și sacrifice cei mai frumoși ani la începutul vieții, carierei profesionale, să vină în învățământ? Asta e o problemă enormă. Deci nu putem cere calitate, nu putem cere performanță, excelență, atâta timp cât nu schimbăm și finanțarea universităților și finanțarea cercetării în ansamblu și după care să cerem. Asta e cea mai mare problemă care trebuie rezolvată. Primii pași au fost făcuți, a fost aprobată o formulă de finanțare în sfârșit, o nouă metodologie, dar ea nu va fi suficientă. E nevoie să se revadă la nivel de guvern, parlament, modul și volumul prin care este finanțat învățământul superior și cercetarea. Atunci vor începe să apară rezultatele în 2, 3, 5 ani, fiindcă învățământul superior și cercetarea este un sistem foarte inerțial. Deci schimbările se vor simți în 4, 5, 6, inclusiv 10 ani. Și abia după aia putem discuta despre hai să ne racordăm la nivelul de calitate și să ne comparăm cu universitățile din România, Ungaria și poate peste 20 de ani putem să ne comparăm și cu universitățile din Olanda, Marea Britanie sau Statele Unite. Nu punem inițial problema să facem universități mai puține. În Statele Unite sunt 5300 de universități, sunt și universități micuțe cu 800 de studenți. Sunt universități enorme cu 100.000 de studenți. Dimensiunea nu contează. Contează cum sunt distribuiți banii, cum sunt stabiliți criteriile de performanță, ce se cere de la cea universitate și cum este ea finanțată. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! A fost domnul Viorel Bostan, rectorul de la UTM. Practic aici se cere reacția reprezentantului ministerului, și anume doamna Nadejda Delișco, de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Doamna Nadejda, vă rog! Bună ziua tuturor! Mă auziți? Da! Mă auziți? Da, vă auzim! Țin să vă salut din capul locului la această dezbatere atât de importantă pentru reforma învățământului superior. Țin să le mulțumesc rectorilor pentru intervențiile foarte utile pentru întreaga societate în ce privește reforma universitară și toate etapele care urmează a fi desfășurate în continuare. O să mă opresc și eu puțin la calitate, după care aș vrea câte ceva să zic și despre următoarele proiecte care sunt abordate în această dezbatere, și anume vorbesc de formula de finanțare, dar și de proiectul Băncii Mondiale, care vine să pună niște accente în aceste reforme. Deci, de calitate, eu o să vă aduc doar câteva exemple per ansamblu, per sistem, ce a însemnat această perioadă pandemică pentru toate universitățile, dar și pentru întreg sistemul educațional. Dacă la începutul pandemiei în universități circa 25% din cadrele universitare utilizau platforma Moodle și alte sisteme și digitale, la sfârșitul pandemiei, aproape 94% din profesori făceau acest lucru și pe platforma Moodle. Din cele 26 de universități, 19 universități s-au străduit din răsputeri și au făcut eforturi considerabile de a plasa conținuturi digitale și a lucra cu studenții în acest context.
Calitatea mai este demonstrată și de evaluările externe pe care le fac agențiile străine la noi în țară, dar și agenția noastră de asigurare a calității în educație și cercetare. Trei agenții, una germană, estoniană și chiar și cea kazahă, au putut spune foarte clar că în Republica Moldova se face carte. Și sigur că la acest capitol este nevoie de muncit în continuare și ne putem compara și cu cei din afară, pentru că asta au confirmat-o chiar și participanții la această dezbatere. Și, sincer, mă bucur să aud cuvinte de apreciere și sper că și rectorii noștri se bucură. Deci vreau să vă zic că aceste agenții au spus că, sigur că eforturile trebuie făcute în direcția investițiilor în învățământul superior, în direcția calității programelor de studii, în direcția nu doar a conținutelor digitale, dar și a deschiderii programelor de instruire la distanță, care vor fi foarte utile chiar și pentru cetățenii noștri din diaspora actualmente, nu doar pentru cetățenii străini care ar putea să facă instruire la distanță și autorizate programe de instruire la distanță în limba engleză, în limba română, în limba rusă și în oricare limbă care ne-am dorit. Acum, în ce privește formula de finanțare? A fost un drum foarte lung și domnul Romeu Țurcanu cunoaște, pentru că baza acestei formule a fost și materialul și rezultatele proiectului EUNEAM, care s-au luat în considerație la definitivarea acestei formule. Formula va fi pilotată în anul viitor, de la 1 ianuarie 2021. Ea este bazată pe indicatori de performanță, dar în timp înțeleg nemulțumirea domnului rector Bostan, deci trebuie să vorbim în acest context nu doar de investiții în învățământul superior, dar și despre raționalizarea cheltuielilor în învățământul superior, pentru că dacă o universitate care are 100 de studenți cu spații enorme care le încălzește și nu are grijă ca să economisească aceste resurse, eu cred că este o întrebare foarte bună de spus, care este totuși costul unui student într-o universitate mică și nu una care are cel puțin 5.000 de studenți. De aceea, la acest capitol putem să discutăm și să venim cu argumente, dar avem și studii în care ne demonstrează că universitățile mici nu sunt rentabile în Republica Moldova. Pentru o țară mică, vreau să vă amintesc că până la 90, în Republica Moldova, la o populație de 4 milioane, erau 8 universități. Acum câteva lucruri despre proiectul Băncii Mondiale. Proiectul va intra în vigoare în august anul acesta. Are câteva componente importante și o să le împart în felul următor. Deci o componentă care ține de impactul asupra întregului sistem universitar, și aici mă refer la dezvoltarea standardelor de calificări pentru recunoașterea noastră internațională ulterioară mai bine decât este acum, asigurarea calității și consolidarea sistemelor de asigurare a calității interne în universități, dar și agenții noastre în continuare, pentru că aici la acest capitol mai avem restanță. Licența a fost evaluată extern, i s-au dat anumite perioade de acreditare, în ce privește masterul mai suntem la capitolul restanțe. Iar agenția noastră urmează să fie înregistrată în ECAR pentru, la fel, pentru recunoașterea noastră automată a diplomilor și calificărilor. O componentă importantă a acestui proiect este investiția în infrastructura universitară. Și aici sunt câteva domenii prioritare care au fost menționate în acest proiect, și anume e vorba de pregătirea pedagogilor, medicilor, inginerilor și sectorul IT. Deci aceste domenii prioritare vor fi dotate și universitățile care au aceste domenii sigur că vor participa la o competiție de programe de investiții pentru aceste domenii prioritare. Și nu în ultima instanță, deci este important în ce privește calitatea, în urma dezvoltării cadrului național al calificărilor, dar și acreditării acestor programe care se vor dezvolta în baza cadrului de calificări, va fi din nou reluat procesul de revizuire curriculară, dezvoltare curriculară a programelor în cadrul programelor de studii superioare. Ceea ce, dacă ați observat, toți participanții menționează că avem de muncit la capitolul lucru individual, avem de muncit la capitolul antiplagiat, avem de muncit la capitolul predare interactivă, ceea ce spunea domnul Romeu Țurcanu. Și aici vreau să-l bucur că regulamentele care au fost revizuite în contextul proiectelor Erasmus deja sunt puse în aplicare. E vorba de planul cadru și de regulamentul de organizare a studiilor în bază de credite de studiu. Aici o să mă opresc și o să mai intervin pe parcurs. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna Veleșcu Nadejda, de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Cu o reacție acum vine Silviana Emanuel Mann, ex-președintele Ligii Studențești din Iași, după care doamna Tudos Irina de la
rectorul interimar al Universității de Stat, Bogdan Petrici HD-ul din Cahul. Mulțumesc mult, Alexandru. Intervenția mea o să se lege cumva în jurul unui concept care a fost amplu dezbătut în România odată ce a fost adoptată legea educației din 2011. De o relevanță foarte importantă, dar care am văzut că, în schimb, în legea educației în Republica Moldova nu este foarte bine reglementată. Este vorba despre răspunderea publică pe care o au instituții de învățământ superior, care este un concept foarte larg. Chiar dacă există, să spun, specificată această formă de răspundere în Republica Moldova, nu există mecanisme suficiente prin care aceasta să fie făcută efectiv eficientă. De exemplu, în cazul încălcării, să spun, legislației sau a obligațiilor pe care au instituții în învățământ superior, există doar această procedură de sesizare a Consiliului de Etică și Management Universitar. Atât. În schimb, exemplu, în România, pentru absolut orice încălcare a legislației, în general de către o instituție de învățământ superior, absolut orice persoană poate să sesizeze instanțele de judecată. Deci, practic, îi se dă acest atribut de interes general în toate cauzele privind instituțiile de învățământ superior și atunci nu doar studenții respectivelor instituții, care de cel mai multe ori poate sunt condiționați prin prisma raporturilor academice pe care le au, să nu intre într-un oarecare conflict cu conducerea instituțiilor, dar anumite ONG-uri, cum a fost cazul nostru, sau alte persoane pot să sesizeze instanțe de judecată în anumite chestiuni, astfel încât conduita instituțională a universităților să fie schimbată. Noi am avut această experiență cu multe universități românești, pentru că la un moment dat am fost în procese cu aproape toate universitățile din țară în această chestiune, obținând în schimb, într-adevăr, ridicarea unor standarde de calitate în respectivele instituții respective prin transparentizarea activității și impunerea practică a respectării anumitor norme din educație. Și aici am să intru în mai multe chestiuni foarte specifice, pentru că se leagă și de răspunderea publică, dar am să trec și la o chestiune legată de finanțare foarte importantă. De exemplu, în povestea aceasta cu plagiatul, nu este suficient doar să introducem software antiplagiat. Trebuie totodată să avem standarde foarte clare. De obicei, universitățile ajung la un moment dat să spună că există o marjă acceptabilă de plagiat. Chestia asta ar trebui eliminată. Adică am văzut cazuri inclusiv în România și am auzit cazuri clar și în Republica Moldova. Noi suntem foarte conectați la ceea ce se întâmplă în mediul învățământului superior din stânga Prutului. Marjă de eroare de 40%, adică dacă respectiva lucrare este introdusă într-un sistem antiplagiat, degeaba mai este înregistrată și este stocată dacă universitatea aplică un procent, să zic, de 40-30% de plagiat ca fiind acceptabil pentru promovarea respectivului program de studii. Totodată, o problemă esențială în acest aspect este să vedem cine are dreptul de a retrage titlul de doctor. La un moment dat știu că acea comisie a fost cumva comasată cu ANACECU. Deci sunt niște probleme aici importante și poate ați văzut și dacă urmăriți presa din România, există o adevărată cruciadă care a fost pornită în universitățile românești împotriva celor care au obținut titlul de doctor în mod fraudulos. Și aici chiar aș vrea să o nominalizez pe doamna Emilia Șercan, jurnalist de investigație, care face o treabă foarte bună în acest sens. Este nevoie de pregătirea unui corp de jurnaliști de investigație, a unor studenți, a unor cadre didactice care să-și dedice timpul cercetării tezelor de doctorat, în special a persoanelor care sunt expuse politic sau care ocupă funcții de conducere, fie la nivel administrativ, fie în învățământul superior, pentru că eu cred că este cu adevărat imposibil, la modul general statistic, să credem în lista astfel de persoane care nu și-au plagiat tezele de doctorat. Am văzut acest lucru foarte clar în România, avem cazul celebru al lui Victor Ponta, a fost prim-ministru care și-a plagiat teza de doctorat în drept și nu la orice universitate, deci chiar la universitate din București. Deci se întâmplă acest lucru la case mai mari. În Occident, dacă un înalt funcționar este prins că și-a plagiat teza de doctorat sau altă teză, în mod automat își dă demisia de onoare din funcția respectivă, există mecanisme instituționale în spațiul european care nu permit unor astfel de personaje practic să se erigeze în persoane, să spun, care ar fi cumva acreditate academic în mod cinstit, dar în mod clar, în mod fals. Pe partea cealaltă, trebuie să existe mecanisme mult mai sigure din acest punct de vedere în ceea ce privește evaluarea performanțelor cadrelor didactice. Am observat acest aspect.
că în legea din Republica Moldova se referă numai la învățământul general, nu se referă și la învățământul superior. De exemplu, în România am avut o dezbatere foarte largă în acest aspect. La noi se face evaluarea cadrelor didactice în învățământul superior de către studenți, iar rezultatele acestor evaluări sunt informații de interes public. Chiar dacă prin lege era specificat așa în România, la un moment dat universitățile au considerat că nu trebuie să respecte legislația. Aici am ajuns în conflict cu ele și în proces cu majoritatea universităților, până când Universitatea din București a ridicat la un moment dat o excepție de neconstituționalitate vis-a-vis de aceste prevederi, susținând că publicarea rezultatelor cadrelor didactice de către studenți ar fi cumva ilegală și ar încălca dreptul la viață privată și inclusiv acel celebru regulament european privind protecția datelor caracter personal prin faptul că se publică numele cadrelor didactice alături de rezultatul evaluării. Ori Curtea Constituțională a respins cererea Universității din București și practic și prin apărarea noastră am arătat foarte clar nu numai că nu se încalcă dreptul la viață privată al profesorilor atunci când sunt puși să răspundă pentru modul în care își realizează activitatea în învățământul superior, pentru că, până la urmă, raportat la legislație, învățământul este un serviciu de interes public, este și practic devine bun public și atunci automat, existând și finanțare de la bugetul de stat, trebuie să existe o răspundere juridică în fața publicului, nu doar pentru instituția de învățământ superior, ci și pentru profesor care, din acest punct de vedere, este considerat un prestator de servicii de interes public. Deci, da, trebuie să existe o astfel de evaluare și să se facă foarte serios și am să mă bag asupra chestiunii cu finanțarea, că știu că anul trecut în Republica Moldova au rămas undeva la 1000 de locuri bugetate care nu au fost repartizate corespunzător. Asta pentru că prin metodologia de finanțare a învățământului superior nu există o prognozare foarte clară a modului în care absolvenții de liceu respectiv, studenții prospectiv pentru masterat, se vor îndrepta spre anumite programe de studii și de aceea se alocă în mod eronat locuri către anumite universități. Aș putea crede eu poate că cu dedicație, dacă analizăm diverse legături între persoanele care realizează această prognoză și reprezentanții anumitor universități, trebuie să existe un dialog mult mai larg în societatea din stânga Prutului în ceea ce privește tocmai această problemă a finanțării, în sensul că această prognoză trebuie să fie făcută în baza rezultatelor cel puțin a ultimei admiteri sau ultimilor 2-3 admiteri, adică nu poate să fie făcută strict din pix, trebuie să fie realizată pe baze reale. În momentul respectiv, studenți mult mai valoroși care vor dori într-adevăr să urmeze programe de studii cu adevărat relevante vor rămâne eventual fiind bugetate respectivele programe de studii la universități din Republica Moldova și nu vor mai pleca în România. Aș vrea să mai punctez și chestiunea evaluării școlilor doctorale, pentru că am văzut că este reglementată, din păcate, numai în o singură pagină. Foarte pe scurt, Silvian, dacă pot. Într-o pagină și jumătate, ar trebui să existe o metodologie mult mai clară și mult mai complexă în acest aspect și încă un punct foarte important. Am intrat pe site-ul ANACEC-ului. Evaluările instituționale nu sunt publice. Este o problemă foarte gravă. Peste tot în Europa, inclusiv evaluările instituționale generale și evaluările distincte pe programe de studii sunt publice. Tot ceea ce s-a încercat să se publice pe site-ul ANACEC, adică al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, sunt eventual evaluările programelor de licență, însă au fost puse pe o platformă de fișiere, iar link-urile sunt expirate de mult. Deci toate aceste rapoarte trebuie să fie făcute publice pentru că ele devin o componentă practică a răspunderii publice pe care le au universitățile. Dacă ANACEC nu vrea să le publice, eu cred că universitățile trebuie obligate să-și publice rapoartele pe care le-au primit pe site-urile proprii. Și ca să închei, trebuie să existe un grad mult mai mare de transparență pentru că nici universitățile nu publică toate informațiile, nici pe partea cealaltă, instituțiile centrale nu publică informații necesare, ci nici măcar metodologii și regulamentele care guvernează învățământul superior. Și am să las o cerașă de pe tort ca să înțelegeți dezbaterea legată de calitate internă. Am discutat cu mai mulți absolvenți de drept, originari din Basarabia, care și-au pus problema întoarcerii la un program de studii la masterat la Chișinău. Și au rămas dezamăgiți când au citit oferta și la un moment dat au văzut la unul programele de master că
facultatea de drept de la USB nu face diferența între două materii, criminalistică și criminologie, care sunt în mod clar noțiuni distincte. Deci vorbim aici practic despre... Cer scuze, eu sunt studentă la facultate de drept și vreau să te contrazic, nu ai dreptate. Noi avem două cursuri separate în care noi învățăm criminalistica separat ca obiect și criminologia separat. Bun, în program, în planul de învățământ sunt trecute ca același obiect. Bun. Nu este același obiect. Silvian, mulțumesc. Maria, te rog repede cu o reacție, după care noi mergem să discutăm cu universitățile din regiuni, pentru că ele la fel o să fie afectate, cel puțin provizoriu, de către această reformă a universităților și inclusiv universități și academie. Vreau să vorbim și cu rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dar mai întâi, Maria, te rog un comentariu la subiect. Vreau să spun că comentariile sunt, pot spune, și avantajoase care le-a făcut domnul, dar sunt și mai puțin fundate. De exemplu, criminalistica și criminologia sunt două obiecte separate, sunt cercetate de asemenea destul de bine și este evident o diferență. Mai mult, eu cred că sunt și rectorii care pot să spună că însăși sunt curricule aparte pentru ambele obiecte. De asemenea, cât privește despre evaluarea profesorilor, este exercitată cât și de Ana Cec. Și cred că pot să expună și rector la acest capitol. Mersi mult! Bun, mulțumesc mult! Maria Gogă este de la CNTM. Vreau să discutăm un pic, hai să fac o foarte scurtă introducere. Conform argumentelor, reformarea ar urma să fie și inclusiv în regiunea de nord și sud, care să existe anumite universități regionale. Respectiv, eu vreau să discut cu reprezentanți de la... Mai întâi să discutăm cu doamna rectoră intermar de la Universitatea de Stat Bogdan Petrecei HDL din Cahul, doamna Irina Tudos, cum vă afectează, dacă sunteți de acord cu astfel de restructurări, după care cu doamna Maria Ianioglu, care este de la Universitatea din Comrat, de stat din Comrat. Vă rog. Bună ziua, stimați colegi, absolvenți, studenți. Vă mulțumim pentru invitație, că ne-ați invitat la aceste dezbateri. Vreau să zic că o instituție de învățământ superior mică, de talie mică, are aceleași preocupări pe care le are universitate mare. La capitolul calitate aș putea menționa că și în universitatea noastră, fiind o universitate regională de la sudul Republicii Moldova, avem misiunea să educăm, să formăm competențe, să transformăm și să, pentru societate, astfel încât să aibă de câștigat atât noi cât și societatea în general. Aș putea menționa că, într-adevăr, la nivel programelor de studii avem acele evaluări pe care le-a menționat o domnișoară anterior. Într-adevăr, noi în planul de învățământ, în curricule, avem aceasta menționat astfel încât finalitățile de studii din planul de învățământ să fie atinse. Noi trebuie să evaluăm aceste competențe, să vedem dacă absolventul ajuns pe piața muncii va putea să dea dovadă și să se integreze activ în societate. Aș putea menționa de asemenea la capitolul calitate că și în Universitatea Bogdan Petrecei HJ din Cahul există această preocupare contra antiplagiat. La noi avem contractat o companie care ne prestează aceste servicii din anul 2015, toate tezele de masterat, conform codului educației, sunt trecute prin acest sistem antiplagiat, care ulterior aceste teze devin publice, ele sunt afișate pe site-ul oficial al instituției. Aș putea menționa că, de asemenea, instituția a fost parte integrantă din proiectul PBLMD. Într-adevăr, și noi anul acesta, ca și colegii de la alte universități, avem primii absolvenți care au absolvit acest program utilizând metodologia problem-based learning, învățarea bazată pe probleme. Într-adevăr, am observat că această metodologie oferă studenților oportunitatea de a cerceta, de a-și crea și forma, dezvolta competențele de cercetare. Într-adevăr, această cercetare este orientată către necesitățile individuale. Ei sunt puși în situații practice să identifice careva probleme de la întreprinderile din regiunea de sud, după care vin cu argumente, cu soluții în vederea îmbunătățirii
într-un domeniu sau altul. De asemenea, aș putea menționa la capitolul calitate că instituția pune accent pe dezvoltarea instrumentelor de predare, învățare, evaluare. De asemenea, instituția, în urma desfășurării unor proiecte europene, Tempus și Erasmus, a implementat platforma Moodle încă din anul 2013. Cum a menționat colegii anterior, într-adevăr, nu toate cadrele didactice utilizau această platformă într-o manieră mai mult sau mai puțin, individual, ținea de fiecare persoană în parte, dar în situația în care ne-am pomenit la început de martie, a făcut ca această platformă să fie mult mai funcțională. Am trecut și noi la învățământul online, utilizând platforma Moodle pentru învățământul asincron, dar pentru învățământul sincron am folosit și alte instrumente digitale, ceea ce ne permite la moment dezvoltarea tehnologiilor. Și am finalizat și noi cu succes acest semestru, cum a menționat și domnul Belosteșnic, și tezele de licență și master au fost susținute online, astfel încât să finisăm anul de învățământ cu succes. O problemă pentru instituția noastră la capitolul calitate, de asemenea, este perfecționarea cadrelor didactice, astfel încât și ele să-și perfecționeze aceste abilități digitale, pentru că timpurile în care suntem ne cere acest lucru. Mulțumim mult, doamna Irina Tudos, rector interimar Universitatea de Stat Bogdan Petrușeu, HDU din Cahul. Noi, prieteni, vă reamintim, suntem la dezbaterea publică online organizată de către Radio Moldova Tineret împreună cu Fundația Friedrich Ebert Moldova. Se numește Schimbarea la fața universității. Noi vorbim despre reformarea sistemului de învățământ superior din Republica Moldova. Noi puteți să ne urmăriți pe Facebook, online, de asemenea privesc.eu și o să fie difuzată pe post dezbaterea. Colegi, prieteni, eu vreau noi să depășim un pic momentul de calitate a studiilor și să mergem direct pe reformă. Vreau să vă întrebăm, reforma instituțională, cea propusă inclusiv în studiu care a fost vizat domnul Romeo Țurcanu și inclusiv în alte acte care le propune Ministerul Educației, presupune și comasarea universităților. Vreau să vă întreb, universitățile regionale, și aici mă adresez dumneavoastră doamna Maria Ianioglu de la Universitatea de Stat din Comrat, care este atitudinea universității dumneavoastră? Sunteți pentru comasarea acestor instituții? Cum este afectată universitatea dumneavoastră, dacă sunteți? După care vreau să discut cu doamna Victoria Melnic, de la rectorul Academiei de Teatru, Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dumneavoastră sunteți pentru această reformă? Sau sunteți împotriva ei? Care sunt argumentele? Vă rog, doamna Maria, aveți cuvântul. Doamna Maria Ianioglu. Conectați-vă, rog, microfonul mai întâi. Așa. Perfect. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a discuta problemele și aceste întrebări sunt întrebări provocatoare și caută un răspuns eficient, productiv, constructiv, dar totuși noi nu putem să negăm situația care ține de calitatea formării cadrelor specialiștilor în diferite domenii. Universitatea de Stat din Comrat este o universitate regională. Universitatea de Stat este o universitate care a trecut acreditarea și nu o singură dată ca instituție. Specialitățile la ciclul întâi, specialitățile de ciclul întâi studii superioare, licență, au fost acreditate și continuă acreditarea, procedura aceasta de acreditare și așteptăm atât și pentru ciclul 2, masterat. Oricum, nu pot să nu ating problema de calitate, deoarece calitatea este mezul situației care privește și reformarea sistemului de învățământ, modernizarea sistemului superior. Dar vorbim nu numai de calitatea cunoștințelor, vorbim de calitatea competențelor, atât generale cât și cele profesionale ale absolvenților. Vorbim despre calitatea pregătirii profesionale a cadrelor didactice care sunt angajați în învățământul superior. Și desigur că vorbim și despre calitatea cercetării științifice în cadrul învățământului universitar. Doamna Maria Ianioglu, vreau să vă întreb privitor la comasarea universitară.
Dumneavoastră fiind o universitate mică, regională, vreau să vă întreb, sunteți pentru această restructurare și comasările care ar urma să aibă loc, pentru că numărul de studenți, așa cum ați menționat, mai mulți, în mai multe rânduri, este în scădere, respectiv nu o să fie atât de rentabil. Care este atitudinea Universității de Stat din Comrat privitor la acest subiect? Sunteți pentru acest subiect? Atunci am înțeles, răspund foarte concis și concret, că Universitatea de Stat din Comrat realizează corelarea schimbărilor din învățământ superior cu triada tradiții, realitate socială-economică și culturală. Este o universitate care este un factor de dezvoltare a tradițiilor poporului care locuiește în regiunea Găgăuzirii. Și avem acele specialități, acele cursuri, acele discipline care formează, anume, promovează cultura poporului, găgăuzilor și nu numai găgăuzilor, dar și bulgarilor care locuiesc în această regiune. Deja au vorbit și noi exprimăm aceeași opinie că sunt multe universități mici, universități regionale și ei au dreptul la viață, dreptul la dezvoltare, dreptul la consolidare. Mulțumim mult, doamna Maria Ianioglu de la Universitatea de Stat din Comrat. Doamna Victoria Melnic, rectorul Academiei de Arte Plastice, Muzică și Teatru din Republica Moldova, dumneavoastră, la capitolul reformare sistemului și anume mă refer la comasările universitare, dumneavoastră, care este atitudinea universității sau poziția oficială, vă rog. Bună ziua! Da. Poziția noastră este că, examinând practica din mai multe țări, inclusiv din Danemarca, de unde este domnul Romeo Țurcanu și experiența dumnealui s-a reflectat în mare parte în rezultatele și propunerile care au venit în cadrul proiectului de comasare a universităților. În majoritatea țărilor, universitățile din domeniul artistic sunt separate. Ba mai mult, chiar în aceeași Danemarca există aparte Academia de Arte Plastice, aparte Academia de Teatru, aparte Academia de Muzică. Și în țări mici, precum, de exemplu, Estonia, Lituania sau Letonia, care au ca număr de populație ceva asemănător cu noi, este aceeași situație. Deci aceste universități sunt trei universități separate. Noi, în anul 1999, am făcut pasul spre optimizarea structurii învățământului artistic superior prin comasarea a două universități care existau pe atunci, Institutul de Stat al Artelor și Academia de Muzică Gavril Muzicescu. Și eu consider că această structură pe care o avem noi la moment este una optimă. Există similitudini, de exemplu, cu aceeași Universitate Națională de Arte George Enescu din Iași. Mai există și în alte țări universități în care toate artele sunt împreună. Problema este că și raportul între numărul de studenți și cadre didactice pentru învățământul artistic este cu totul altul. El nu poate fi același ca, de exemplu, la drept sau la orice altă specialitate, fiindcă procesul de studii este foarte și foarte individualizat. Noi avem foarte multe lecții la care este doar profesorul și un student sau uneori profesorul și maestrul de concert și un student. Acesta este specificul învățământului artistic. Este un învățământ care costă, este un învățământ diferit de toate celelalte. Eu înțeleg că fiecare domeniu este specific, dar învățământul artistic el este chiar mai specific din cele specifice, fiindcă componenta practică este una foarte importantă și această tradiție care a existat și trebuie să o păstrăm de transmitere a meșteșugului și maestriei de la maestru spre discipul, ea nu poate fi neglijată. Prin urmare, o comasare nu ar putea să existe cu alte universități specifice din Republica Moldova. Știți, niciodată să nu spui niciodată. În viața noastră, adică întotdeauna trebuie lăsate uși deschise. Unii astfel de Consider că n-ar fi oportun,
dar nu zic că ar fi total imposibil. Noi nu ne-am dorit acest lucru, fiindcă am trecut, majoritatea dintre cadrele didactice care activează astăzi, am trecut prin această comasare care s-a produs în 1999, iată deja avem 20 de ani, și a fost un pas destul de dificil. A trebuit aproape 10 ani până ne-am obișnuit unii cu alții, până s-au adaptat tradițiile unei instituții cu tradițiile celelalte, până s-au obișnuit profesorii, studenții și așa mai departe. Este un proces deloc simplu, deloc simplu. Și aici sunt momente și subiective și sunt foarte multe momente obiective pe care nu avem dreptul să le neglijăm. Vă mulțumim mult, a fost doamna Victoria Melnic, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, doamna Olga Cernețchi de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testinițianu. Vreau să vă întreb poziția universității dumneavoastră referitor la această reformă de optimizare, pentru că procesul deja a început de către minister și după intervenția dumneavoastră vă să rugăm reprezentantul de la minister, doamna Nadejda Belișcu, să intervină cu anumite specificări și pentru a ne spune mai mult despre derularea procesului care deja a luat start. Doamna Nadejda, vă rog. Da, scuze, doamna Olga Cernețchi. Da, vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testinițanu face parte din sistemul de învățământ superior din Republica Moldova și de aceea atât problemele cât și succesele acestui sistem sunt valabile și pentru noi. Totodată suntem o universitate care are anumite particularități, în general învățământul superior medical în toată lumea are anumite particularități, ceea ce ne face distincți vis-a-vis de alte universități. Nu am auzit ca Universitatea de Medicină să fie implicată în reformele care prevăd comasarea anumitor universități, dar sunt perfect de acord cu poziția doamnei rector Victoria Melnic, care a spus că în țara noastră se poate întâmpla orice, desigur că la un divers interval de timp. În ce privește structura universităților de medicină din alte țări, să luăm chiar și România, ele sunt toate universități separate, cu facultăți specifice, dar în cadrul universităților polivalente din diverse țări ale lumii se întâlnesc de regulă facultăți separate de medicină. Dar este vorba numai despre o singură facultate de medicină. Atunci când universitatea are mai multe programe, cum ar fi de studii, cum ar fi și stomatologia, și farmacia, dar și alte programe mai nou de licență, cum le avem noi, atunci acestea sunt de regulă universități, separate. În cadrul reformelor, cred că medicina va rămâne pe ultima sută de metri, am în vedere în ce privește restructurarea universităților ca atare. Deocamdată suntem o universitate constituită, în anul acesta împlinim 75 de ani de la activitate. Timpul și calitatea studiilor de la universitate au arătat și au demonstrat pe parcursul anilor că suntem o universitate bine consolidată, oferim studii de calitate atât studenților autohtoni cât și studenților internaționali, care astăzi alcătuiesc 50% din tot efectivul de studenți care își fac studiile în universitate. Vă mulțumesc mult, a fost doamna Olga Cernețchi de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testinițianu. Acum o să vă rugăm reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, doamna Belișcu Nadejda, care este poziția oficială a Ministerului și cum decurge această reformă, după care domnul rector a Academiei de Studii Economice, domnul Grigore Bălăstecnic. Vă rog. Problema raționalizării numărului de universități publice, vorbesc acum, este una foarte dificilă și foarte mult discutată pe parcursul
cel puțin a ultimilor 10 ani, la sigur. Inițial, când am început să fac niște comentarii la începutul dezbaterilor, spuneam că de ce este important să ținem la banul public și colegul nostru din Iași a spus și la responsabilitatea publică a instituțiilor de învățământ superior. Și în acest context o să zic că la moment avem 19 instituții publice pentru un număr de studenți permanent în descreștere. Și respectiv, problema aceasta ne macină și discutăm foarte mult și de câte observați, foarte greu s-a pornit acest proces și această primă etapă de a fuziona două universități cu aceleași programe similare ca și cele de la Universitatea de Stat din Moldova, vorbesc de Universitatea Dimitrie Cantemir și de Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Vorbind despre aceste universități, o să vă duc doar câteva exemple și eu am dat nota informativă care este pe pagina oficială a noastră, comparativ ce se întâmplă cu costurile. Că e ușor de spus că ne dorim universități mici pentru țara noastră și eu îmi doresc universități mici să existe, să funcționeze, dar iarăși să vedem cu ce cheltuieli la aceleași programe în diferite universități facem aceste activități academice. De exemplu, în 2011, media pe țară și la Universitatea de Stat, costul unui student era de aproape 13.000 de lei. Tot în același an, 2011, la Universitatea Dimitrie Cantemir, costul unui student era de 30.000. Vorbesc la programe similare. Iar la Institutul de Relații Internaționale costa 20.000 de lei costul unui student. În 2019, la o altă analiză, deci au trecut ceva ani, costul unui student la Universitatea de Stat mediu este de 33.000 de lei per student, la Universitatea Dimitrie Cantemir în jur de 37.000 și la Institutul de Relații Internaționale aproape 53.000 de lei. Dacă credeți, analizând aceste cifre și costurile acestor studenți cu programe care există în Republica Moldova și în alte instituții de învățământ, că trebuie de menținut astfel de instituții de învățământ, mi se pare că nu suntem foarte buni gospodari la acest capitol și este nevoie totuși să ne concentrăm toți pe acest segment, să analizăm de fiecare dată, pentru că orice fuziune are și produce dureri foarte mari pentru întreg segmentul academic, dar în același timp să privim lucrurile mai pragmatic și mai pentru calitatea studiilor în Republica Moldova. Vă spuneam că și calitatea studiilor este măsurată de valoare externă făcută de agenția noastră de asigurare a calității ANACEC, dar și de alte agenții. În aceste instituții avem programe cu 3 ani condiționați, aproape majoritatea. Deci, în urmare, gândindu-ne și la calitatea studiilor în aceste instituții de învățământ superior, este nevoie totuși să privim în mai multe aspecte această fuzionare. Într-al doilea rând, ce înseamnă dacă acești studenți vor fi toți transferați la Universitatea de Stat din Moldova, la aceleași programe de studii, cu aceleași taxe acolo unde sunt cu taxe de studii, la profesori care au grade didactico-științifice sau științifice? Nu credeți că este un proces mai bine pentru toată lumea din aceste instituții? Iar patrimoniul sau bunurile acestor instituții să fie folosite de alte 10.000 de studenți care sunt la Universitatea de Stat și împreună să facă calitate în continuare? Sigur că o să mă întrebați dacă există și alte etape. Există și vor exista și alte etape, pentru că numărul de studenți oricum este în creștere și sunt făcute prognoze foarte clar cu ce vom rămânea către o anumită perioadă. Ne gândim foarte bine la orice mișcare care am putea face la capitolul fuziune, dar în același timp mi-aș dori și aș dori din partea tuturor rectorilor să vină ei cu propuneri, să nu aștepte că ministerul trebuie să ia o decizie, uneori chiar politic și foarte serioasă, și să spună, haideți, stimați rector, să facem un consorțium, să muncim asupra programelor la calitate, să nu cheltuim bani pur și simplu, dar să îndreptăm spre infrastructură, spre finanțare, despre care s-a vorbit astăzi foarte mult, a instituțiilor de învățământ superior, spre cercetare în ultimă instanță, spre dezvoltarea școlilor doctorale, care de-abia suntem la o primă etapă și încă nu știm cât de bine sunt dezvoltate și este nevoie de intervenții și aici, să avem doctoranți buni care vor preda în universități performante. Deci, în următoarea etapă, sigur că ne dorim o consolidare a universităților din sudul și nordul țării, pentru că în aceste zone și nord și sud avem zonele economice libere
iar universitățile pot contribui și ele la această dezvoltare a regiunilor și în nord și în sud. Deci nu trebuie de concentrat toate instituțiile de învățământ superior în centrul capitalei. Deci în lume, toate universitățile dezvoltă întreaga țară pe cât se poate și sunt plasate altfel decât la noi. Pe când la noi, 85% din universități sunt în municipiul Chișinău. Aici o să mă opresc. Bun, vă mulțumim mult, doamna Velișcu Nadejda de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Ați punctat bine încă un aspect, cel care e privitor la cheltuieli per student, care este la fel foarte important. Cu replică tot aici, la optimizare, la capitolul reformă în universitară, domnul Grigore Belsteșnic, rectorul Academiei de Studii. Vă mulțumesc foarte mult. Noi începem să discutăm în termeni de reformă. Eu cred că prin esența sa, reforma înseamnă o schimbare spre bine. Și nu orice schimbare poate fi considerată a fi o reformă. Ori noi am trecut recent printr-o reformă, așa numită reformă Academiei de Științe a Republicii Moldova și mai urmează să vedem în ce măsură s-a adeverit și a decurs corect acest proces de reformare a domeniului cercetării. Eu nu mi-aș dori nici într-un caz ca reforma în învățământul superior să fie realizată folosindu-se aceleași principii. Doi, contează sau nu în cazul ăsta dimensiunea? Conform teoriei lui Darwin, au supraviețuit speciile, nu cele mai mari, au supraviețuit speciile care cel mai bine s-au adaptat la schimbările care au avut loc în mediu. După mine, este foarte important ca să demonstreze dreptul la existență acele universități care merită acest lucru și să nu fim martori unei reforme strict administrative, iar cele administrative, de regulă, sunt și reforme cu conținuturi pur subiective, în baza opiniilor unor persoane. Aceasta ar putea să aducă cele mai mari daune viitorului învățământul superior din Republica Moldova, atunci când ceea ce numim reformă se va face în baza unor păreri pur subiective ale unor persoane. Mie nu este clar de ce se consideră drept colac de salvare a învățământului superior din Republica Moldova această schimbare a formulei de finanțare a universităților. Ori, din câte cunosc eu, se preconizează nu altceva decât o redistribuire a ceea ce se oferă, se alocă actual pentru învățământul superior. Ori dacă rămâne același colac, dar altfel împărțit între universități, de la aceasta lucrurile nu se vor schimba nici într-un caz. Contează mult aici mărimea acestui colac. Dacă se vor face finanțări suplimentare, vom avea de câștigat noi universitari și societatea în ansamblu. Din câte cunosc eu, simulările care au fost făcute în cadrul Ministerului Educației în legătură cu eventuala implementare a acestei formule demonstrează că o singură universitate din Republica Moldova ar fi câștigat sau ar câștiga în cazul implementării acestei noi formule. În rest, toate vor avea de pierdut. De pierdut în aspect de alocările financiare care sunt preconizate. Și dacă vorbim atât de mult despre finanțe, alocări, eficiență și altele, mi-ar dori mult ca Ministerul Educației să facă publice aceste informații care țin de finanțarea din bani publici a tuturor universităților din Republica Moldova pentru a putea să discutăm în termeni reali și nu așa precum uneori ne dorim să facem acest lucru. Mă refer la finanțările absolute, în valoare absolută, în rest noi vom fi în stare să raportăm la număr de studenți, la număr de cadre didactice și alte chestiuni. Salvarea este în a schimba atitudinea societății și a guvernării față de ceea ce reprezintă sau trebuie să reprezinte învățământul superior într-un stat. El trebuie să fie nu doar declarativ considerat a fi o prioritate, dar și prin atitudine să fie o prioritate reală în societatea noastră. Și atunci vom avea de câștigat toți. Învățământul superior, tinerii care vin la studii, profesorii din universități, dar și societatea noastră în ansamblu. Domnule Belosteșnic, eu vreau să vă întreb, prin urmare, noi ar trebui să așteptăm ca universitățile singure să se autodizolve și să nu încercăm să le comasăm? Asta ar fi soluția nu pentru... Nu trebuie să grăbim lucrurile și nici nu trebuie să le lăsăm să decurgă de la sine. Din câte cunosc eu, se inițiază o echipă care vor face o evaluare exhaustivă a situației din învățământul superior, prin asigurarea unor elemente de transparență, să vedem ce reprezintă fiecare universitate în parte, să știm unde vrem să ajungem, să știm cum vrem să ajungem și atunci să pornim carul. Și nu să facem din mers în pripă. Hai că noi dorim să facem în felul ăsta. Nu, desigur că. Eu am zis să rămână acele universități care vor demonstra că au drept la existență în învățământul superior din Republica Moldova. Iar procesul decurge de la sine.
Dar vedeți că au apărut propuneri de eventuale comasări. S-a redus considerabil în ultimul timp numărul de universități în Republica Moldova. Au fost cândva 54 la număr, au rămas 27 paremese. Să mergem, desigur că să mergem, dar să luăm în considerare opiniile universităților, opiniile universitarilor, opiniile celor care trebuie să implementeze aceste reforme și sunt responsabili de consecințele acestora. Să nu comitem greșeli. Ori, într-o eventuală reformă în învățământul superior, ne putem pomeni cu consecințe foarte negative. O universitate nu poate să, poate să fie foarte ușor închisă, lichidată, comasată. Foarte ușor. Este foarte greu să o readucem înapoi la condiții în care să poată să fie considerată a fi o universitate. Era să solicită 20, 30 sau mai mulți ani. Vă mulțumesc mult, domnul Grigore Belăstecnic, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova. Cu o reacție o să vină domnul Romeo Turcanu, cel care a participat la realizarea studiului, după care eu vreau să discutăm cu tinerii. Irina, Valeria, Ruxandra, de ce totuși, până la urmă, este o chestie de micșorare a numărului de studenți? O bună parte din studenții din Republica Moldova pleacă să studieze peste hotare. Care sunt argumentele pro ca să mergi să studiezi peste hotare și să nu rămâi acasă? De ce, până la urmă, tinerii fac alegerea asta și voi care o să fie alegerea voastră? Domnul Romeo, aveți cuvântul acum. Domnul Turcanu. Vă mulțumim. În Danemarca, procesul de raționalizare sau comasare, cum îl numim noi, a început la anul 2000. Motivele principale era ineficiența utilizării banului public, unul, și micșorarea competitivității învățământului superior danez pe plan internațional. Astea erau două momente principale. De la 14 universități care au fost, acum au rămas 8, erau vreo 14 instituții de cercetare care au aderat la aceste 8 universități. Deci tot sistemul a fost optimizat sau raționalizat timp de un an. Restructurizarea a ținut vreo 3 ani, de modernizarea continuă și până acum. Deci aia, vorbitorii anteriori au spus, într-adevăr, este un... doamna rector de la Arte a spus că, într-adevăr, procesul a durat greu, anevoios de restructurizare, dar nu de raționalizare. Dar, mă rog, asta am trecut și în Danemarca. Sunt momente care, despre care a discutat și domnul Belăstecnic referitor la internaționalizarea, atragerea studenților internaționali la studiile noastre. Deci aici este un moment foarte, foarte bun pentru a mitiga riscurile ce țin de micșorarea studenților. O altă abordare pe care noi am propus-o de mitigarea acestui risc de micșorarea studenților este de a include ciclu scurt în procesul de învățământ superior. Ciclu scurt prevede licență profesională. Doamna Victoria Melnik, paremise, s-a referit la universități, la academiile de arte din Danemarca. Într-adevăr, ele sunt separate, în schimb, ele n-au statut de universitate. Deci ei au statut de colegiu universitar, unde licența este dată la nivel licență profesională. Deci e un moment ar fi ca și noi în proiectul EUNEAM, de care a menționat doamna Velișcu, a menționat că un moment ar fi ca universitățile să includă în portofoliul lor de programe, anume și ciclu scurt, ca să permită studenților să primească o licență profesională de timp de un an, doi, și să se încadreze în câmpul muncii. Anterior s-a vorbit de procesul de cercetare. Aici, iarăși, când vorbim la nivel de modificări la sistem, am intenționat de mai multe ori necesitatea de a modifica modul în care noi abordăm acest proces. Acum, peste tot, se vorbește de sarcina didactică, peste tot. Deci, sarcina didactică ține numai de procesul de predare. Noi am propus ca în tot pachetul legislativ sau pachetul normativ să fie modificat în sarcina academică, astfel încât tot procesul de același de finanțare, de lucru care se face la universități, să include sarcina academică, anume cercetarea, predarea și transmiterea de cunoștințe. Pentru că să nu uităm că a face cercetare, asta nu înseamnă a face publicare. Da?
Deci aici sunt toate trei momente, dacă sunt incluse, ca la nivel normativ, legislativ, atunci vor fi luate în considerație și la momentul de finanțare. Și atunci nu o să ne pomenim în situația când profesorii spun, iată, 100% din timp mai predau și trebuie să fac cercetare din timpul meu personal. Deci sunt necesare de modificări la nivel de sistem. Deci, cum a spus și doamna Velișco, este important ca să fie top-down și bottom-up approach, deci adică și rectorii să vină cu propuneri, că într-adevăr în Danemarca a fost acest proces, deci rectorilor li s-a dat 12 luni ca fiecare să vină cu propuneri de comasare, de raționalizare, discutau între ei cum mai bine să se comaseze și este important ca să fie și rectorii să fie proactivi în acest proces ca să ajute ministerul, pentru că într-adevăr este un moment politic și nu numai în Moldova, dar și în Danemarca, a fost și în alte țări. De ce este foarte bine ca să vină din ambele părți aceste idei de raționalizare și modernizare a sectorului învățământ superior. Mulțumesc mult, domnul Romeo Turcanu, profesor la Universitatea Aalborg din Danemarca. Cum vă spuneam, întreaga problema comasărilor, mare parte este legată, și cum menționat doamna de la Minister, doamna Velișcu Nadejda, este legată de micșorarea numărului de studenți, inclusiv și cheltuielile. Eu vreau să vă întreb tinerii, este Irina Vuțu, este Maria Golgu, este de asemenea Muntean Mihaela, vreau să vă întreb pe voi, voi cum considerați, Ruxandra, la fel la tine mă refer, ce ar trebui să facă sistemul educațional din Republica Moldova, universitățile ce ar trebui să facă pentru ca tinerii noștri să nu ajungă să-și dorească să plece la studii psihotare, dar să-și dorească niște studii acasă. Irina, pentru că ai fost mai activizată, te rog. Vă salut! Eu am finalizat anul întâi la Universitatea Erasmus din Rotterdam și făcând o continuitate la ceea ce a spus domnul Romeo, în Olanda, la fel, se diferențiază universitățile de cercetare, cele teoretice sau academice, și universitățile sau colegiile universitare. La fel sunt colegii profesionale, colegii tehnice. Iar această delimitare nu este atât de clară în Republica Moldova, pentru că foarte mulți elevi încă din gimnaziu, ei tind să facă liceu, tind să iei o diplomă de licență și după pur și simplu nu se angajează după ceea ce ei învață, pe când ei ar putea să se ducă la un colegiu sau la o școală profesională și să aibă o profesie mult mai clară. Goana asta după diplomi nu este foarte fondată. Și o altă problemă e că nu există un filtru, nu există un examen de intrare, de exemplu, pentru studenți. Iar personal, eu am plecat peste hotare din cauza mediului în care eu să învăț. E un mediu competitiv, nu e un mediu unde mulți studenți nu au chef să învețe. Iarăși, ideea de individualitate, fiecare are motivație să învețe. Dacă tu nu faci față, tu pur și simplu la Universitatea Erasmus nu faci față în primul an, la Universitatea Erasmus nu mai poți înveți în următorii 5 ani. Însă la noi, restanțele astea nu au așa o valoare pentru că, bun, nu sunt studenți și noi încercăm să susținem persoane care poate nu merită să fie studenți. De aceea acest filtru ar trebui să fie foarte, foarte clar și să susținem nu doar universitățile, dar și domeniul tehnic. Mulțumim mult, Irina Gogu. Valeria, tu cred că anul ăsta ai finalizat studiile de liceu. Care este opțiunea ta și de ce? Bună tuturor! Da, anul ăsta s-a întâmplat ca situația epidemiologică să ne ducă în fața unui pas care n-am reușit să-l facem, am dat bacalaureatul și imediat după asta a început admiterea la facultate. Personal, eu aplic la universitatea vreau să aplic în România, dar situația familială mă face să aplic și la noi și de multe ori părinții au ideea asta că Valeria, care rămâi acasă, o să fie greu, dar dincolo îi spun, mama, unde o să aplic la noi? Unde o să dau la noi? Conceptul ăsta, de când suntem în gimnaziu, că universitățile noastre nu sunt destul de capabile ca să ne îndrume pentru un drum mai departe, să ne pregătească pentru o viață de adult. Și
toate astea în urma dezbaterii, poate conceptele astea să nu sunt bazate pe fapte reale sau de-a lungul timpului ele schimbă. Și dar calitatea studiilor face foarte, foarte, foarte mult în decizia unor elevi, fiindcă, de exemplu, în cazul meu, clasa mea, într-a 10-a, noi 85% din colegii mei vreau să treci psihotare și acum am ajuns că doar 10 să aplicăm la o universitate din Europa sau state. Mulțumim mult! Așa, Roxandra, ce te-a motivat pe tine să aplici la studii psihotare, după care Maria Goblu? Da, vă rog. Pentru mine, cred că mai mult m-a motivat, anume, era un trend, cred că, cogniție incorrectă, că peste hotare sunt studii mult mai calitative, pe când, adică, pot să fac o comparație că și Moldova oferă materiale academice și o implicare a profesorilor destul de bună. Adică, iată, primul punct era trendul. Și al doilea punct, anume, modul de viață care la olandezii acolo. Adică m-a motivat cumva campusul universității, biblioteca online a universității care oferă o ghidare mai mare în tot research papers, adică diferite cercetări. Tu să devii un adevărat profesionist în ceea ce faci și cumva chestia asta te pasionează, să-ți placă ceea ce tu înveți. Asta cred că a fost punctele cel mai importante. Mulțumim mult, Roxanda. Da, trei elemente deja au fost spuse. Trend, doi, calitate și trei, Irina Guțu spunea despre examinări. Maria Gogu, te rog. Vă salut din nou. Eu am optat pentru legii Universitatea din Republica Moldova, nu și pentru cele din peste hotarele țării, din simplu motiv că am observat că trendul acesta este însă și, putem spune, promovat de către profesori prin licee și mai mulți studenți li se pare aceasta foarte fain să ducă psihotare să învețe. Însă și eu m-am convins că în Republica Moldova studiile sunt totuși de calitate. De asemenea, am făcut și un schimb de experiență în România pe o lună de zile. Vreau să spun că sistemul din România nu este rău, dar ei... La noi este mult mai serios, la ei e mai puțin, putem să spunem, mai leger, adică totul depinde și de tine, însă la noi profesorii totuși vreau să spun că au și ei o influență asupra studenților și ne motivează. Și așa că pot spune cu siguranță că la noi, Republica Moldova, studiile chiar sunt de calitate și nu știu de ce unii spun că nu ar trebui să fac studii în Republica Moldova. Mulțumesc mult, Maria. Da, foarte scurt, Roxandra, te rog. Da, aș vrea să spun că ce am apreciat foarte mult în Universitatea din Olanda este că ei te învață ca tu să înveți, ceea ce în Moldova noi cumva continuăm tehnica profesorului care îți dă mură în gură și tu singură, adică nu mai ai opțiunea asta ca tu să fii implicat în studierea propriului material academic. Și încă un punct, la chestia cu restanțe. Într-adevăr, cum a menționat Irina, în Olanda, de exemplu, aveam doar o opțiune pentru rezid. Dacă nu, pierzi creditul, de exemplu, 5 credite și dacă tu nu acumulezi în total 45 credite, nu ai opțiunea pentru a continua mai departe studierea la universitate. Precând în Moldova, poți să nu fii atât de responsabil de propriul tău curs academic și merge de trei ori la distanță, după asta chiar achizi restanța, de exemplu. Mulțumim mult, Roxandra. Nu poți să uiți de Alina. Alina Bacalov, Alina la fel a studiat peste hotare, așa că este experiență, după care am să vă rog participanții, pentru că este și domnul Belsteșnic care o replică, domnul Țurcanu are o replică, domnul Emanuel Man are o replică, am să vă rog replici să le facem de final, pentru că asta o să fie potrivit pentru toată lumea. Te rog, Alina, da. Eu când am fost în Bruxelles, am fost pentru jumătate de an și am învățat acolo în calitate de iarăși experiență Erasmus. Și fiindcă sunt, sau am absolvit recent facultatea de jurnalism, cumva era foarte, foarte practic tot ceea ce învățam și aveam așteptarea asta că chiar și la cursul de editare video cumva nu va fi chestia asta că profesorul vine și îți predă doar o lecție, dar
credeam că va fi un pic altfel, dar a fost un pic o dezamăgire când iarăși cumva trebuia singur să facem totul. Credeam că va fi o implicare mai multă. Însă ceea ce mi-a plăcut foarte mult și așteptam de la noi erau profesorii foarte bine pregătiți, venea cu o informație actualizată, gen, eu am plecat acolo din februarie, dar el deja venea cu statistici din ianuarie, adică cu o lună înainte și fiecare lecție venea cu un research, era lecțiile de 2 ore. Acest lucru am văzut că profesorul dat are o pasiune și de fiecare dată cu venea și încerca să intrige elevii, studenții și să-i întrebe, gen, aveți întrebări, chestii. Deși și la noi este chestia asta, dar cumva implicarea pe care am văzut-o în Belgia era că studenții și profesorii aveau, nu era relația asta de profesor și elev, mai mult era de profesor și coleg, presupun. Mulțumesc mult, Alina. Alina Bacalov, la fel, colega mea, noi, ca să înțelegeți, noi împreună de obicei prezentăm și mă simt cumva într-o situație neplăcută, dar până la urmă sunt chestiile noastre interne. Mulțumesc mult, Alina. Domnul Silvian Emanuel Mann, cu o reacție foarte scurtă, pentru că tot o să urmează să vedem. Da, la obiect, poate n-ar trebui să privim atât de mult ca o fatalitate faptul că mii de tineri din Republica Moldova pleacă peste hotare, în special în România, pentru că cei care pleacă în general oricum consideră că suntem o singură țară și ar trebui să fim chiar și un singur stat. Și practic e ca și cum ar studia în aceeași țară din punctul acesta de vedere. Și tocmai de aceea cred că universitățile care sunt în momentul de față stânga Prutului ar trebui să-și coreleze activitatea mult mai mult cu cele din dreapta Prutului, să caute să facă eventual programe de studii comune, să caute să împărtășească din experiența universităților bune din România. Și atunci cred că lucrurile la un moment dat se vor rezolva de la sine. Mulțumesc mult, Silvian Emanuel Mann, ex-președintele Ligii Studențești din Iași. Domnul Belosteșnic, aveți cuvântul. Vreau să vă întreb, chiar să ne concentrăm pe ideea cum să motivăm tineri să rămână acasă, cum să devină mai atractivi, inclusiv pentru studenții din străinătate, vă rog. Bine, vreau să-i mulțumesc Mariei, în primul rând, pentru abordarea pe care a avut-o, una destul de corectă după mine. Ori este important ca opiniile să domine cele care vin de la studenții care au experiență de studii aici, în Republica Moldova, și care au avut ocazia să fie și în afara Republicii Moldova, pentru a putea să faci o mică comparație și nu să fie unele preconcepute din timp sau bazate pe unele mituri. Ori noi suntem în realitatea mobilității academice a studenților noștri. Ferește cei care revin acasă din proiectele de mobilitate, noi discutăm cu ei, încercăm să preluăm ceea ce le-a plăcut și încercăm să menținem ceea ce avem și noi bun aici în Republica Moldova. Eu sunt de părere că cercetarea obligatorie trebuie să fie prezentă în universități. Dar, totodată, învățământul superior este organizat și în Republica Moldova pe cicluri, pe trepte. Ciclul de licență, masterat și cel de doctorat, așa? Și după mine, nu este obligatoriu ca toate universitățile din Republica Moldova să fie acreditate pentru toate 3 cicluri de studii. Putem avea universități care sunt orientate doar pe ciclul de licență. Altele care au prezente ciclul de licență și master și cele pur de cercetare sunt universități care au prezente în portofoliul său ciclul de licență, master și cele de doctorat. Adică în cazul ăsta ar putea să existe o diferențiere între modalitățile prin care universitățile sunt acreditate pentru a face, pentru a organiza procesul de studii și aici în Republica Moldova. Da, noi suntem adeptul dezvoltării unor programe comune de licență și masterat cu universități, în primul rând din România, firește, și ultima convenție pe care am încheiat-o chiar recent, săptămâna precedentă, este cea cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin care vom dezvolta 2 programe de dublă diplomă la 2 programe de studii, în cazul nostru la asistență socială și finanțe și bănci. Avem asemenea programe comune și cu alte universități din România, dar și din alte state ale lumii. În felul ăsta încercăm să depășim un mit de care se conduc unii absolvenți de licee, că o diplomă recunoscută europeană poți primi doar în afara Republicii Moldova. Le oferim această posibilitate să primească la finanțarea studiilor 2 diplome, una a noastră și una a unei universități din afara Republicii Moldova, considerate a fi diplome recunoscute la nivel european și mondial. În rest, trebuie să ne dezvoltăm, nu este nimic ce nu poate fi perfecționat. Noi ne cunoaștem foarte bine care sunt neajunsurile noastre și cunoaștem foarte bine și ceea ce trebuie să facem pe viitor. Avem o singură lipsă, lipsă de resurse suficiente pentru a face aceste schimbări. Mulțumesc mult, domnul Grigore Belosteșnic, de la rectorul Academiei de Studii Economice de Moldova, domnul Romeo Turcanu, după care vreau să discutăm despre atragerea
ca pe final, despre atragerea studenților, mai ales în universitățile regionale și mici. Doamna Maria Ianioglu, mă refer inclusiv la dumneavoastră, la Universitatea din Cahul, cum reușiți? Pentru că trendul este descendentul, doamna Tudosă Irina de la Academia Bogdan Petrice HD, cum reușiți să aduceți tinerii și motivați ca să rămână în universitățile regionale? Pentru că e o problemă grea. Vă rog, domnul Romeo Țurcanu, vă rog. Vă mulțumim. Când am început proiectul național Problem-Based Learning, în 2015 am avut în proiect aproape 90 de mobilități pentru studenți. Ne era frică că nu o să avem studenți care să plece mobilitatea din cauza limbii. A fost, deci am început implementarea proiectului în 2017, deci primii studenți au fost matriculați în 2016, în septembrie 2016, cum a spus și doamna Irina și domnul Belosteșnic. Sunt primii absolvenți acestui proiect pilot. Și am fost surprins că în mare parte erau studenți cu o limbă engleză foarte bună. La UTM mai mulți, la USM practic tot programul de studii în drept erau cu limba engleză, la SEM cu limba engleză, la medicină cu limba engleză, la nord și la sud, la Bălți și Cahul, mai puțin studenți cunoșteau limba engleză, dar tot erau. De ce noi vedem un impediment aici, anume pentru mobilitatea studenților, care este foarte importantă ca un proces de studii, anume cunoașterea limbii engleze, dar ceea ce a demonstrat că discuția anterioară era referitor la calitatea studiilor, deci calitatea studiilor se îmbunătățește, cum am menționat anterior, de ce mulți studenți care chiar și cu limba engleză foarte bună, stau aici, în Moldova, și studiază și fac studii foarte bune. De ce? Calitatea studiilor se îmbunătățește foarte rapid. Ce ține de modernizarea și comasarea sau raționalizarea în învățământ superior, eu aici sunt bucuros să văd că, într-adevăr, carul s-a pornit mai repede din loc. Mergem înainte, deci sper foarte mult ca atât rectorii, cât și ministerul se întâlnească în mod constructiv și să discute cât mai urgent aceste două probleme, pentru că, într-adevăr, este responsabilitatea publică și utilizarea banilor public. Cât mai repede facem aceste, iarăși, nu mă refer la viteză, dar cel puțin luând în considerație că pierdem din calitate, din studenți, din bani publici, eficiență, etc., deci trebuie de procesul de urgentat și finalizat cu succes, evident, că ambele părți se întâlnească și se discute. Mulțumesc mult, domnul Romeo Țurcanu de la Universitatea Aalborg din Danemarca. Așa cum vă spuneam, doamna Maria Ianioglu, după care de la Universitatea de Stat din Comrat, după care doamna Tudos Irina de la Universitatea din Cahul, Bogdan Petrici Hașdeu. Am să vă rog să ne spuneți cum atrageți dumneavoastră studenții, cum asigurați sursa necesară de studenți fiecare an și care sunt modalitățile pentru ca să-i motivați să rămână în universitățile regionale. Vă rog, doamna Maria Ianioglu, mai întâi. Da, vă mulțumesc pentru această posibilitate de a expune opinia și părerea. Studenții sunt informați prin diverse surse, atât cele surse online, cât și sursele folosite cu contact direct. Am avut în vedere că toată practica care o creează studenții, o desfășoară studenții în cadrul întreprinderilor, instituțiilor de învățământ, sunt organizate în regiune. Catare absolvenții liceelor, colegiul, avem colegiul Mihai Cihir la noi aici la Comrat, studenții vin și de la alte instituții de învățământ, după finalizarea învățământului general, la diferite specialități și majoritatea studenților, eu pot să vorbesc nemijlocit la cadrele didactice, rămân aici în regiune, în activitate. Mai ales că au posibilitatea de a continua studiile după licență la master, diferite programe, 18 programe funcționale care astăzi sunt în cadrul universității, programele ciclului 2 masterat. Mai mult, în cadrul universității funcționează centrul de formare continuă și cadrele didactice din regiune la fel organizează și desfășoară programele de perfecționare a cadrelor
specialiștilor din regiune. De aceea, universitatea noastră, noi de Plator am spus de la bun început, este o universitate clasică, o universitate mai mult care ține de componenta regională și are menire de a promova tradițiile, cultura. Astăzi, cadrele didactice universitare au fost implicați în elaborarea curiculei și suportul curricular, că din 1 septembrie instituțiile de învățământ primar încep anul de învățământ la două discipline în limba găgăuză și de aceea au nevoie de cadrele didactice care au să fie pregătiți, care, pentru care nu e obligatoriu că limba găgăuză este nativă, dar în cadrul universității ei învață cursuri și nu numai limba și literatura găgăuză, dar disciplini care se predau în limba și literatura în limba găgăuză, atât și grupele allolingve, începând de la anul întâi, câte două cursuri sunt predate în limba română. Mulțumim mult, doamna Maria Ianioglu. Vă mulțumim mult, da, specializare regională, inclusiv în limbile care există în regiune. Doamna Tudos Irina de la Universitatea Bogdan Petrișoi Cujdeu, foarte pe scurt, după care opinia Ministerului și foarte curând încheie. Nu numai în limbi, domnul Alexandru. Inclusiv am spus în asta, inclusiv în promovarea limbilor regionale. Da. Vă rog, doamna Tudos Irina. Noi încercăm de asemenea să atragem tineri din sudul Republicii Moldova prin diferite activități de promovare. Anul acesta ne-am pomenit în această situație pandemică, unde n-am avut posibilitatea să mergem fizic în instituții de învățământ gimnazial și liceal, dar am abordat o strategie online, prin care, prin intermediul site-ului și paginii de Facebook a instituției, promovăm activ toate programele de studii pe care le avem atât la ciclul 1 licență, studii superioare, cât și ciclul 2 superioare, studii de masterat. De asemenea, pot menționa aici un factor motivant, este extensiunea Dunării de Jos. Avem facultatea transfrontalieră cu școlarizare în orașul Cahul. Tinerii abiturienți din sudul Moldovei au posibilitatea să studieze la programele de studii prin colaborare. Ce presupune aceasta? Ei sunt admiși în grupe comune. Asta înseamnă că de dimineață până la amiază studentul își face studiile la Universitatea de Stat Bogdan Petrișoi Cujdeu din Cahul. După masă este studentul facultății transfrontaliere. De asemenea... da, ideea care e că noi chiar suntem pe final și avem repede, trebuie să vedem ce ne spune Ministerul despre continuarea reformei pentru ca noi să încheiem, să putem încheia, dar am înțeles colaborările comune. Mulțumim mult, doamna rector de la Universitatea Bogdan Petrișoi Cujdeu din Cahul, doamna Irina Tudos. Doamna reprezentantă de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, doamna Vileșcu Nădejda, aveți cuvântul. Stimați participanți, stimați colegi, reformele trebuie continuate și sigur că nu doar de unul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, dar împreună cu universitățile și, cum spuneau colegii noștri, la o analiză de fiecare dată foarte detaliată a lucrurilor care urmează să le facem și cele care vor fi urmările acestor reforme, impactul asupra societății, asupra studenților, asupra cadrelor universitare. Ele vor continua și vă spuneam că la această etapă suntem doar cu această fuziune și cu noile mecanisme de finanțare, pe de o parte. Pe de altă parte, vă spuneam, vom rămâne în continuare pe consolidarea universităților regionale și ne dorim o colaborare mai mare pentru atragerea studenților în aceste universități, adică ar rămâne în regiunea sa la aceste universități, pentru că evaluarea a demonstrat că și aici se face carte foarte serios. Și la Bălți, și la Comrat, și la Cahul, și trebuie acumulate eforturile în acest sens. Pentru următoarea etapă de fuziune, aș dori ca universitățile să vină ele cu propuneri și să discutăm pe ansamblu aceste reforme. Vă mulțumim mult, doamna Vileșcu Nădejde de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Stimați participanți, aceasta a fost dezbaterea talk show-ul public online, reformare sistemului de învățământ superior din Republica Moldova.
cu genericul schimbarea la fața universității. Eu vreau să mulțumesc tuturor participanților, celor care sunt experți din mediul academic, din regiuni, la fel vreau să vă mulțumesc foarte mult, la fel de la minister. Practic aici a luat dezbaterea noastră sfârșit și vreau să vă spun că următoarea dezbatere o să fie organizată de către RMT împreună cu Fundația Friedrich Ebert Moldova deja în data de 24 iulie va fi următoarea dezbatere. Eu am fost Alexandru Ghețan, aici a fost RMT, Alina Bacalov, noi vă mulțumim foarte mult și sper să ne mai vedem foarte curând. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Vă mulțumesc foarte mult! La revedere!